faceți? Doamnelor și domnilor, am pregătit un moment cu totul și cu totul special în această seară. Dacă în preselecție am făcut cu totul altceva, acum e cu totul diferit. Este o poveste în care sper să vă regăsiți. Viața este cel mai frumos lucru de pe acest pământ. De pe această scenă și scene din întreaga lume se transmit o mulțime de emoții prin muzică, teatru, dans, magie. Flacăra aceasta reprezintă viața. Este flacăra aceea care arde în fiecare dintre noi, emanând dragoste, speranță, iubire. Este flacăra care apare între doi oameni atunci când se iubesc. Din flacără ne naștem. În viață avem timp pentru toate. Avem timp să dormim, să alergăm în dreapta și în stânga, să regretăm că am greșit și să greșim din nou. Avem timp să citim, să scriem, să corectăm ce am scris, să regretăm ce am scris. Avem timp să ne facem proiecte, să nu le respectăm. Avem timp să ne facem iluzii și să răscolim prin cenușa lor mai târziu. Avem timp pentru ambiții și boli, să învinovățim destinul și amănuntele. Avem timp să privim norii, reclamele sau un accident oarecare. Avem timp să ne alungăm întrebările, să amânăm răspunsurile. Avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem. Avem timp să sfărmăm un vis și să-l reinventăm. Avem timp să primim lecții și să le uităm după aceea. Avem timp să primim daruri și să nu le înțelegem. Avem timp pentru toate. Nu e timp doar pentru puțină tandrețe. Când să facem și asta, murim. Nu mai e timp de nimic acum. Nu mai e loc să trăim. Nu mai iubi, căci nu mai e timp să iubim. Nu mai e timp să ne amăgim. Nu mai e timp nici să ne mințim. Nu mai iubi, căci nu mai e timp să iubim. Nu mai e timp să ne mor. Dintre toate lucrurile pe care le trăim pe acest pământ, cel mai important este ce lași în urma ta. Viața cere sacrificii, dar merită. Nu mai iubim, căci noi nu mai știm să iubim.